Bătaia de la Murgen a izbucnit sâmbătă din cauza unei relații amoroase dintre o fată ce aparține unui clan din localitate și un puști din comuna Băcești, județul Vazului. Familiile celor doi s-au întâlnit la stabor, însă nu au reușit să găsească o soluție de compromis. Rudele băiatului nu au fost de acord să plătească o sumă de bani pentru necinstirea tinerei și astfel s-a ajuns la o bătaie generală. Practic, familia fetei și cu cei din Murgen au atacat apropiații tânărului. În data de 22 mai, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale care au intervenit prompt pentru aplanarea conflictului iscat și restabilirea ordinii și liniștii publice. În cauza a fost întocmit un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată momentul în care rudele fetei înconjoară mașina condusă de tatăl băiatului. Un individ lovește cu pumnul geamul din dreptul șoferului și îl face țândări. O femeie iese din mulțime și aruncă o piatră în luneta vehiculului. Șoferul însă demarează în trombă, dar după câțiva metri se întoarce și pornește cu viteză spre mulțime fără nicio minimă ezitare, pregătit parcă să-și spulbere adversarii. În urma conflictului, trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este a doua oară în mai puțin de un an când autoritățile iau măsuri speciale în județul Vaslui din cauza violențelor. Anul trecut, în iunie, tot orașul a fost ținut sub supraveghere 30 de zile de autorități.